A început demontarea gardului de sârmă ghimpată, instalat în 2015 la frontiera cu Croația. Noul guvern de centru-stânga a făcut din dezmembrarea gardului un obiectiv central al politicii sale. Dar acțiunea i-a atras critici usturătoare din partea Ungariei. Noul ministru de interne, în funcție din iunie, a spus că sârma ghimpată a adus numeroase tragedii, deoarece mulți migranți au murit încercând să treacă de gard. Polonia a construit un zid la frontiera cu Belarus, iar Lituania și Letonia și-au urmărit propriile bariere de securitate.